zicea societatea că-s prast. O masă are patru picioare, o pisică are patru picioare, deci o masă e pisică. Noi nu suntem liberi, ni se creează iluzia de libertate și ni se creează iluzia de fericire. Noi eram obișnuiți cu un cod civil de pe vremea lui Cuza Vodă. L-a folosit și Carol I, l-am folosit și noi, până mai adineam. Bună ziua, ce mai faceți? Ne vedem o dată pe săptămână, așa cum v-am promis. Bănuiesc că faceți bine, că altfel nu v-ați uitat la o emisiune așa de frumoasă, ce frumos e la noi, cu Gigi Hales pe Litoral TV. De atâția ani suntem prieteni, ne uităm împreună. Vrem să fim mai deștepți și mai frumoși, să vedem și noi ce se mai întâmplă în jurul nostru, da? Știu, mă sună o grămadă de prieteni, dau sfaturi și... Băi, Gigi, doar o dată pe săptămână, nu mai spuneți chestia asta, că de-abia așteaptă ăștia de la Litoral TV să mă cheme fiecare seară. E nici chiar așa, să nu exagerăm. Poate când va fi nevoie. Anul ăsta e un an electoral, s-ar putea să fie nevoie. Se întâmplă pe lângă noi evenimente, care mai de care mai interesante. Zile trecute, PNL-ul, care nu știu, dacă mă întrebați pe mine, nu știu de ce întârzi atât de mult. PNL-ul crește. PNL-ul e pe o șansă în 2020, peste tot. Și ei n-au un candidat de primar la București, de exemplu. Madame Firea, dacă mă întrebați pe mine, e ușor de învins. Bucureșteanul e un tip ciudat. Bucureșteanul votează foarte aiurea. A votat el cu Lis, îl mai țineți minte. A votat cu Hamparian, mai era unul la început, mai țineți minte, nici nu mai țineți minte, da. A votat cu Băsescu, avea ăsta trei fire, de să uităm la tine și vedeam partea altă. Deci bucureșteanul votează cu ciudați. Madame Firea are niște rezultate îngrozitoare și tu să n-ai la nivel de PNL un candidat uriaș, mai ales că problema îngrozitoare astăzi pentru PNL, care e o creștere formidabilă, este, domnule, accept un candidat unic pe dreapta ca să mă pot bate cu PSD-ul sau nu? Într-un fel înțelegem noi acasă, nu avem o experiență politică foarte mare și ne uităm și noi la ea așa și vedem care o fi mai bun, care o fi mai tare așa, da. Și PNL-ul are primari mulți. Are 1000 și ceva, din 3000 și ceva, 2000 are PSD-ul, 1000 și ceva are PNL-ul. Interesele cam tot alea sunt. Că o fi într-un tur, că o fi în două tururi. Eu nu cred că PSD-ul cade atât de mult la număr de primari dacă va fi în două tururi. Au mai fost salturi de astea și diferența a fost de mică, 10%, nu jumătate, cum speră ei. Teama mea că ei discută de un tur de două ca să ne zăpăcească nouă. Gândurile să ne mute gândurile în altă parte. Oricum, surpriza mea este de an de zile PNL-ul nu-și pregătește din timp, domnule, un candidat. Vezi că ești în Constanța și urmează alegerile, vină, domnule, cu unul așa să zică lumea, uaa, ia uite-l bă, pe ăla e de la PNL, mergem toți, votăm cu PNL-ul. Mi-aduc aminte, cu mulți ani în urmă, mai țineți minte, și lozinca era frumoasă. La Constanța, Vișoianu e speranță. Voi ați și uitat de Vișoianu. A scos cu vreo 7% mai mult decât PNL-ul. PNL-ul se ținea acolo împreună cu PD-ul. PSD-ul, forță. Dar în Constanța, aiure, avea fostul PDSR, FDPR, nu mai țineți minte cum se chema, vreo 16 primării din 60. Dar erau șmecheri. Când a venit Mazăre, pac, i-a pus la muncă. Ca să scoți votul, trebuie să muncește enorm de mult. Și a câștigat peste 40 de primari din ăștia aproape 70 cât îi avem în Constanța. Enorm. De ce nu face și PNL-ul în Constanța la fel? Nu știu. Și eram curios. Ce tot întârzie cu lansat? Cine e, domnule, contracandidatul puternic al actualului primar de care lumea nu e mulțumită? Ce să mai discutăm? Da. Și deodată, nu cu mult timp în urmă, într-o seară, vineri seară, mi se pare, pac, zice PNL-ul că s-a hotărât. Are trei candidați, propuneri de PNL, să vă facem un sondaj pe care îl face PNL-ul în toată țara, foarte bine, așa se face, pentru că dacă vrei să propui un candidat că ți-e simpatic ție sau că e neam cu șeful, nu reușești. Electoratul e foarte deștept. Ăla care vine să voteze cu tine, nu se lasă păcălit. Și ne trezim deodată că, mă rog, între aia doi, actualul prefect și unul care a mai fost nume cunoscut, păi pe neapără o surpriză uriașă. Păi, Ionuț Rusu, toată lumea, cine e Ionuț Rusu? Cine e Ionuț Rusu, domnul Ionuț Rusu? Bună întrebare, bună seara, domnule Haleț, bună seara, stimați telespectatori.
Răspunsul meu este foarte simplu. Un constanțean. Vin din rândurile constanțenilor, sunt născut, crescut aici în Constanța și în sfârșit spun eu că sunt una dintre soluțiile pe care împreună cu cei din PNL le-am gândit să fiu și eu o variantă pentru constanțeni. Pentru că trebuie să vă spun că în aceste zile se desfășoară această măsurătoare în care PNL-ul își va alege cel mai bun candidat, astfel încât PNL-ul să câștige primăria și astfel să avem și noi un penelist la primărie. Că de peste 20 de ani știm foarte bine cine este la primărie. Este timpul, acum este timpul, ca noi să avem un candidat la primărie. Știți, sunt lucruri despre care toată lumea spune că sunt imposibil de rezolvat. Până într-o zi, când vine unul și nu știe treaba asta, și le rezolvă pe toate. Sfântul Augustin spunea că este bine să crezi în lucruri care sunt nevăzute, iar recompensa va fi să începi să vezi lucrurile în care ai crezut. Eu asta cred, că noi constanțenii merităm să ne recâștigăm mândria pe care aceste administrații PSD-iste ne-au șterbit-o. Pentru că da, acum suntem considerați cetățeni de mâna a doua. Mie mi-este rușine cu acest lucru. Aduceți-vă bine aminte, domnule Haleț, ce mândru era să fii constanțean. Când spunea, de unde ești? Din Constanța. Oh, constanțean? Dumneavoastră ați văzut că în ultima vreme nu-ți mai este atât, nu te mai simți atât de mândru să spui că ești constanțean. Ah, da, sunt din Constanța. Adică suntem o colistă, marele evenimente care se întâmplă la nivel național sau în București, zile trecute, TVR Național mai face o selecție pentru o emisiune a lor de muzică populară. Și mă uitam aseară, știind că am emisiune cu dumneavoastră astăzi, mă uitam așa, unde face TVR-ul sondajul ăsta cu public, nu știu ce cu tare, la Iași, la Brașov, la Timișoara, la Cluj, la Constanța nu. Încet, încet, tot ce se întâmplă în țară, s-a șters Constanța. Constanța nu mai are o revistă culturală. Constanța avea Fantazio, un teatru de revistă pe care îl căutau ăștia vara. Ani de zile după ce l-au omorât ăștia ai noștri, autoritățile noastre constanțene, veneau prieteni de pe la Baia Mare și mă întrebau, Gigi, unde joacă Fantazio, că vreau să văd Fantazio. Bă, nu mai joacă, l-au desfințat. Nu se poate. Bă, da. Teatru de balet. Ce teatru de balet am fost și eu în turneu cu ei. Ce să uită lumea peste tot? L-au desfințat. Deci nu mai avem de niciunul. Teatru ăla de vară de Mamaia, că s-au săturat prietenii emisiune de cât te nebunesc. Pe mine au vrut să mă aresteze vreo trei zile, m-au certat că alea, când mergea, când era plin, când era lume, nu se poate, că aleți să-și meche, pleci și a tras chestii de-astea. Eu am pățit toată viața mizerii de-astea. Dar acum, dacă au distrus Copertina, au distrus tot sistemul ăla și nu se mai întâmplă nimic, de ce nu vă certați, mă, pe ăștia care distrug? Constanța se distruge de la sine, nu avem zonă industrială, nu avem centru, nu avem de niciun. Domnul Ionuț Rusu, dumneavoastră știți în ce vă băgați, domnul? Pe cuvânt, da. Eu vă știam om serios, domnul. Păi tocmai că sunt om serios, mă bag în aceste lucruri, pentru că m-am săturat, vă spun sincer, m-am săturat ca noi să fim considerați cetățeni de mâna a doua. Și să știți că nu este un lucru ușor în ceea ce eu mă bag acum și mi-asum această responsabilitate. Pentru că eu, în atâția ani de zile, mi-am câștigat libertatea de a putea alege acum să-mi dedic timpul și toate cunoștințele și toată expertiza pentru a face din nou Constanța, în care, în primul rând, eu să fiu mândru că trăiesc în acest, băiatul meu să se întoarcă acasă și prietenii și toți constanțenii și absolut toată lumea să vină înapoi acasă și să spună, sunt constanțean. Da, sunt constanțean. Asta îmi doresc. Să știți că nu este ușor. Nu este ușor deloc. Știu exact la ceea ce mă înham. Și vreau să vă spun că am nevoie de fiecare dintre voi să ieșiți în primul rând la vot. Este timpul ca noi, cei din PNL, să vă arătăm vouă că ceea ce vrem să facem la Constanța, să îndreptăm acest oraș către mare și să facem în așa fel încât să ne readucem acasă copiii și nu numai atât, să avem grijă ca acest oraș să crească, să înflorească și să ne pună în sfârșit zâmbetul pe buze. Pentru că acest oraș este cenușiu, domnule. Da, mă bucur că spuneți chestiunea asta. Domnul Ionuț Rusu, de câte ori vedeam pe hartă după rezultatele
unei campanii de alegeri. Domnule, mi-era rușine când vedeam Constanța roșie, domnule. Că noi știu, eu știu, noi știm, Constanța n-a fost roșie niciodată. Dacă e un constanțean pe stradă și strânge așa, ăsta e liberal, ăsta e de dreapta. E șmecher, a avut experiență cu marinari, cu vaporeni, cu fetele săracele, dacă nu te măritai cu ofițer, te-ai să te măriți cu un vaporean, nu? Ați pățit și dumneavoastră chestia asta. Ați fost vaporean, domnul Ionuț Rusu? Bineînțeles. Așa se cheamă? E bine să-ți spui vaporean? Navigator. Navigator. Pardon. Vaporean e pe vechi. Da, și eu să știți că fac parte din acei oameni care au susținut și susțin medicina în Constanța și am să vă spun și de ce. Pentru că atunci când eu m-am căsătorit acum 20 de ani, era o vorbă că navigatorii susțin medicina în Constanța căsătorindu-se cu absolvente, bineînțeles. Iar eu n-am putut să fac altceva și, bineînțeles, soția mea este medic și mulțumesc bunului Dumnezeu că am fost norocos și am ales... Dar cum ați cucerit-o? I-ați spus că sunteți marinari și că aduceți buful acasă? Nu. Așa credem noi, bărbații. Da. Așa credem noi. Păi nu, am cunoscut-o pe soția mea la unul dintre balurile care se țineau în cămin, în subsol, la căminul de studenți. Și pe vremea mea, dacă nu era un bluz, nu puteai să te combini cu nicio fată. Am fost acolo cu mai mulți prieteni de la mine, de la facultate, tocmai pentru a ne găsi câte o prietenă, să vedem ce se întâmplă, pentru că am auzit noi atunci că fetele de la medicină sunt extraordinar de frumoase și pe deasupra și deștepte, poți să-ți faci un viitor împreună. Noi eram foarte bine calculați cei de la facultate, pentru că noi știam că trebuie să mergem pe mare, să câștigăm bani, dar aveam nevoie și de siguranță acasă, că va fi cineva care să gestioneze banii pe care noi câștigăm pe mare. Și doamna când a aflat tertipurile astea, șmecheriile astea, capcanele astea? Încă poate le află acum la emisiune. Încă le află acum la emisiune. Nu, și atunci ne-am întâlnit, ne-am plăcut și uite că după 20 de ani suntem, de fapt după 25 de ani, am doar 20 de ani de căsătorie și 25 de ani de când suntem împreună. Suntem împreună, avem un copil minunat la facultate care sper eu să fie unul dintre viitorii manageri care vor munci în Constanța, pentru că turismul mi-aș dori să se dezvolte mai mult decât este acum și... Să vă trăiască, doamna o să voteze cu dumneavoastră la primărie? Nu numai că o să voteze cu mine, se va asigura că și pacienții... Nu, soția mea este medic stomatolog, nu a muncit în spital. Deci câștigă bine, trăiți pe banii ei? Nu. Nu? Nu. Și eu câștig mai mult decât bine, pentru că de asta și vreau să aduc expertiza mea din business, pornit de la zero, în compania aceasta cu bani publici numită primărie. Domnul Ionuț Rusu, că v-am prins astăzi așa un pic de zivolt și vorbiți, parcă mai relaxat așa, aș vrea să vă insistăm pe o întrebare care v-a mai pus-o o televiziune. Salariul unui primar e mititel, dumneavoastră câștigi mult acum. Ce îți veni așa să pleci de la un câștig serios, garantat, la o aventură cu câștig micuț la un primar? Ce vă îndeamnă chestia asta? Orgoliu, dorința de a fi în văzul tuturor, mândria? Ce vă îndeamnă? Eu îi admir pe primari, vă spun sincer, deci nu vă întreb cu răutate. Cum v-a întrebat ăla? Vă duceți la un câștig mai mic, adică vă duceți pentru bufuri, pentru chestii de astea? Mă rog, nu. Eu îi admir pe primari, să știți. Și o să vedeți. De ce? Ați mai candidat până acum la consilier, la ceva? Nu, este prima dată când mi-asum această responsabilitate. Știți cum e momentul ăla când zice acolo Halez Gheorghe, consilier județean și aștept să pună votul îngrozitor, să știți. Deci eu îi admir pe oamenii. N-am trecut prin această experiență, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să încep de undeva. Într-adevăr, acum îmi doresc să fiu eu cel care va fi nominalizat de partid, dar oricare soluție o va găsi partidul, noi vom lua primăria Constanța. Noi vom câștiga pentru că le vom demonstra constanțenilor că venim cu lucruri serioase. Pentru că, știți, constanțenilor le este frică să nu fie în continuare mințiți. Pentru că s-au săturat de poze, de proiecte, de... Minciuni! De minciuni! Dumneavoastră le spuneți minciuni, eu îi spun puțină demagogie, pentru că aceste lucruri permanent
vom face. Să știți cuvântul că voturile s-o obțin și cu vrăjiri și cu minciuni de astea. Electoratul vrea să fie mințit frumos. Aveți dreptate, așa. Aveți dreptate, dar vreau să vă spun ceva, că foarte multă lume se uită la Harry Potter, care este un mare vrăjitor, dar sunt convins că în afară de copii, ceilalți știu că Harry Potter n-a existat. Trebuie să ne asumăm acest lucru. De vrăjitor e plină lumea. De oameni care chiar își doresc să facă ceva și chiar fac ceva, nu doar să-ți dorești, să și faci, asta înseamnă un lucru mare. Și mi-a spus dumneavoastră... De ce vreți să fiți primar? Vă spun imediat de ce vreau să fiu primar, dacă îmi pot permite să mă duc de la un salariu mai mare la un salariu mai mic. Eu, firma pe care am construit-o, n-a avut nicio legătură cu orice instituție publică. Cu administrația. N-ați mâncat bani publici. Cu instituție publică în general, nu doar cu administrația. Deci nu știți șmecheriile astea? Vă mănâncă ăștia la primărie dacă nu știți cum să fac combinațiile. Eu cred că ei abia așteaptă pe cineva ca ei să nu mai fie împinși să se gândească să facă măgării de genul ăsta. Pentru că, să știți că stau și eu de vorbă cu lumea și am simțit presiunea care se pune pe cei care muncesc în primărie și mi-au spus, Ionuț, vrem și noi să mergem acasă, să dormim cu capul pe pernă liniștiți, că vom avea și a doua zi de muncă, că vom avea și a treia și nu vine să ciocăne cineva să spună, cred că acolo ai făcut ceva neregulă, să ți-ai dus cu subsemnatul. Oamenii își doresc să fie liniștiți. Dar puțină lume știe că angajații din primărie în Constanța au fost chemați până judecăți și până tribunale și cunosc mulți băieți de acolo, îi știu eu, băieți de mare ispravă, care îmi spuneau, Gigi, nu mai lucrez acolo, de-abia așteptam să pot să plec pentru că am suferit enorm. Am suferit, pentru că probabil, bănuiți, bă, ori semnesc chestia asta, ori te dau afară. Și atunci e greu să reziști. De ce vrei să fiți primar, domnule? Pentru că m-am săturat, domnul Gigi. Da, dar așa și soacra mea s-a săturat. Nu, și eu m-am săturat și băiatul ăsta care filmează s-a săturat. Toți ne-am săturat. Aveți perfect dreptate. Eu am și curajul să fac un pas în față. Dumneavoastră, de ce nu faceți un pas în față? De frică. Mie nu mi-este frică, domnul Haleț. Nu mi-este frică. Și am să vă și spun de ce nu mi-este frică și am să vă spun și dumneavoastră de ce nu mi-este frică. Pentru că toate lucrurile pe care eu le-am făcut până acum, alături de familia mea, alături de toți oamenii care muncesc cu mine și pentru mine și alături de bunul Dumnezeu, pentru că nimic nu se face fără Big Boss, sunt convins că ceea ce eu știu, ceea ce pot și ceea ce vreau să fac, sunt convins că aceste lucruri le voi aduce și în primărie. Dumneavoastră știți, domnul Gigi, că eu, ca structură, ca, cum să spun eu, ca dorință, sunt un om care doarme câte 2-3 ori, 2-3 ore pe noapte, pentru că eu mă gândesc permanent și permanent sunt într-o continuă mișcare, într-o continuă gândire, ce avem de făcut ca să am grijă de viitorul, de viitorul tinerilor care bat la poarta companiei, de viitorul tinerilor care își doresc să înceapă o carieră și nu știu de unde să o apuce, de viitorul navigatorilor, care să știți că viața de navigator nu este deloc ușoară. Nu este deloc ușoară. Cine crede că se duce pe mare și se duce așa într-o stațiune balneoclimaterică, se înșeală amarnic. Uneori nici nu vede portul. Sunt foarte mulți navigatori care nici nu văd portul, iar presiunea psihică pe care ei o resimt este una extraordinar de mare. Iar ei, pentru că în afară de constanțenii care locuiesc zi de zi, o pătură foarte importantă sunt și navigatorii care câștigă bani mai mult decât media celor care muncesc în Constanța. Dar acești navigatori au o singură bucurie. Familia pe care o vor în siguranță atâta timp cât ei sunt plecați de acasă și când vin acasă să simtă bucurie că se întorc acasă. Pentru ei cuvântul acasă este foarte important. Pentru noi cuvântul acasă nu mai există. Despre asta este vorba. Și atunci este rolul administrației să aibă grijă de aceste lucruri. Să ne transforme Constanța în acasă. Permanent. Pe banii spune... noștri, că ei uită mereu când te duci pe la primărie, lucrează acolo așa cu niște aere și îți aruncă hârtiile așa, ei uitând, că sunt puși acolo să ne ajute pe noi, să ne servească pe noi. Domnul Haleț, lucrurile astea să știți că nu vin de la lucrătorii
care sunt... Le place și lor, se îmbracă frumos, intră pe... Unde lucrez, bă, la primărie? Aveți dreptate și nu aveți dreptate. Toate lucrurile pleacă de la liderul care conduce această instituție. Dacă liderul instituției dă un alt semnal că își dorește altceva de la, de la administrație, toți ceilalți de sub el vor acționa ca atare. Este foarte important ce își dorește liderul. Pentru că cei care muncesc în primărie se vor uita la primar și vor spune: primarul nostru vrea altceva. Dacă primarul nostru vrea altceva, înseamnă că și noi trebuie să acționăm ca atare. Este foarte important ce semnal le dă primarul. Da, lucrurile sunt foarte simple. Pe 92 sau pe 96, nu mai știu când era Iorguș la Mangalia și îl iubea toată lumea și avea niște rezultate uriașe și la alegeri și în sondaje, m-am interesat și eu, bă, ce face asta acolo? Și făcea următoarea chestie. Pe hol, dacă găsea pe cineva, domnul Ionuș Rusu, de ce ați venit aici? Păi uite așa că ia cu vecinul, cu gardul, cu... îl lua de gât, îl ducea în birou și a zis: băi, rezolvă asta acum, imediat, toată chestia asta. E important, pentru că să vă spun o chestie, cetățenii obișnuiți cu ședințele de sindicat, obișnuiți cu ședințele de partid, unde își dezvoltau ei acolo dibăcia. Era un amără de sudor sau cea, dar domne, la partid acolo era mare, s-o lua de inginerul, sau... După 90 au descoperit că nu mai au unde să se ducă. Singurul loc unde să mai pot duce ei să vorbească e la primar. Vă asumați niște răspundere, domnule Ionuț Rusu? Mi-a plăcut cum a vorbit până acum. A vorbit ca un liberal. Mare lucru să găsești deodată un liberal în Constanța și să zici: băi, ia hai să-l facem pe ăsta primar. Dacă obțineți sprijinul PNL-ului, eu spun că nu vă mai oprește nimic. Ionuț Rusu plus PNL egal primar de Constanța. Așa, să ne ajute bunul Dumnezeu. Dar ce faceți? Îi alintați, îi sunați în fiecare zi la telefon, vorbiți cu ei, le promiteți marea cu sarea? Pe colegii mei peneliști? Da. Pe colegii mei, în clipa de față, nu îi sun să îi alint. Pentru că toți de acolo sunt oameni foarte responsabili și de mult nu mai cred în alintături. Vreau să vă spun că ce se întâmplă acum în PNL Constanța și în general în PNL este un lucru extraordinar. Colegii mei vin cu o viziune extraordinară pentru acest oraș. Iar tot ceea ce se întâmplă acum în cadrul partidului, cum își doresc, cum ne dorim toți să schimbăm casa noastră, este un lucru extraordinar. Este un suflu nou. Vă spun sincer, mă duc cu plăcere, mă uit în ochii colegilor și în ei se vede bucuria că lucrurile au început să se schimbe. Este un lucru extraordinar ce se întâmplă la partid. Vă spun cu mâna pe inimă, extraordinar. Iar colegii îi simt că nu mai este loc de întors acum. Pentru că primăria a ajuns la nivelul la care, dacă noi mai stăm acum așa, mergem către faliment. Și cel mai grav este că mergem către o creștere moral. E o creștere formidabilă a PNL-ului. Nu e problemă că ați mai fost. Să știți că PNL-ul în Constanța, spre surpriza noastră a tuturor, n-a avut niciodată primar de Constanța, n-a avut niciodată președinte de Consiliul Județean, fiind mereu o formațiune politică serioasă. Mă bucur că Ionuț Rusu vorbește ca un liberal, se comportă ca un liberal și pentru mine a fost o surpriză fantastică. Eram cu ochii pe ei să văd, bă, pe cine promovează ăștia. Vineri seara, acum o săptămână au făcut ei ședință și când am văzut Ionuț Rusu, zic: opa, zic, stai, se întâmplă ceva la PNL, ăștia chiar vor să se apuce de treabă, ăștia chiar vor să fie și Constanța din nou acolo într-un loc onorabil, da, va fi o surpriză mare. Și am rugat-o imediat când am aflat, zic: Milena, ia scrie tu numerologic cum e. Ia uitați-vă cum a scris Milena și vreau să spun că au fost mii de citiri. Mii de citiri în ziarul Timpul, care e un ziar obișnuit. Ionuț Rusu, posibil candidat PNL pentru primăria Constanța. Născut la data de 25 octombrie 1975, are o cifra destinului care ne oferă informații despre caracter, 3 din 3 și 0. Fără astâmpări și sociabil, mereu în alertă și ocupat mereu, își folosește creativitatea la maxim. Pentru el nu există probleme, ci soluții neconvenționale în situații deosebite. Călătorește mult, împrăștie lumină, riscă pe măsură, reușește mereu orice și-a propus. Vorbește frumos, întotdeauna doar ce trebuie și cât îi este permis. Aha. Pentru a păstra secretul în mare siguranță. Calități, da? Se poate enerva, se poate manifesta energic uneori, are o memorie fotografică de invidiat, este elocvent și flexibil, gazdă perfectă dacă nu-l plictisești, n-are timp de plictiseală,
Îi place printre ceilalți, are nevoie să fie remarcat. Frumoase cuvinte. Sunteți așa, domnul Ionuț? Sau aveți este ceva doar cu o mică parte din descrierea. I-ați luat un parfum meu sau ceva? I-a ieșit. I-a ieșit. Mare lucru, să știți. În momentele astea grele, când te poți baza pe politicieni cu experiență, hârșiți, trecuți prin dureri, chestii, nu știu ce, să vii cu o surpriză, sunteți o surpriză, domnul Ionuț Rusu. Pentru sper că una plăcută și una reală. Pentru că eu știu că în partid vor fi întotdeauna oameni de reală valoare și vreau să spun că sunt fericit și mulțumit că am fost și eu luat în calcul, pentru că nu este ușor să faci pasul acesta, în primul rând să fii măsurat ca potențial candidat la primărie și le mulțumesc colegilor că m-au pus și pe mine în această măsurătoare, pentru că este un pas foarte, foarte, foarte important. Domnul Ionuț Rusu, eu acum, care nu cunosc îndeaproape organizația PNL, eu vă fac o listă de încă 10 inși care puteau fi în locul dumneavoastră propuși de PNL. Aveți perfectă dreptate. Aveți perfectă dreptate. Probabil dânsii nu și-au exprimat dorința să candideze. A fost și așa? Deci și dumneata ai spus vreau să candidez? Bineînțeles. Adineaur v-am spus că am curaj să fac acest pas. Pentru că nu am fost aruncat în această luptă fără ca eu să-mi doresc. Eu iau lucrurile foarte în serios, domnul Haleț, când nu duc lipsă de perseverență deloc și atunci când pornesc la drum, mă asigur că acel drum are o finalitate. Oricare ar fi ea, dar de perseverență nu duc lipsă. Și, într-adevăr, aveți dreptate, sunt o groază de colegi care ne fac reală cinste și îmi face o mare plăcere să lucrez alături de lei, pentru că, să știți, am foarte multe de învățat de la ei. Din experiența politică, din administrație, sunt o persoană care absorbe absolut orice informație și nu doar că o absorbe, sunt actiat după informație. Vreau să învăț tot, pentru că și mai presus de asta mă înconjur de prieteni și de cunoștințe mai deștepte ca mine, pentru că trebuie să recunosc că îmi place să învăț de la ei. Asta e un sfat bun pe care și eu îl dau multora. Băi, dacă într-o întâlnire pe unde te duci tu ești cel mai deștept de acolo, pleacă. Pierzi vremea, riști, mâine pe mine te scui, pe aia îți dă în cap. Cată și tu, cum spunea taică-mi un coiciu, anturajul mă, băiatule, du-te și tu pe lângă unii de la care ai de învățat ceva. Toată viața avem de învățat ceva. Da, frumos vorbiți. Frumos vorbiți. Cu faptele cum stați, domnule Ionuț. Ați avut familie șmecheră de asta care v-a învățat așa, să v-a crescut, v-a dat taică, tatăl dumneavoastră v-a dat casă, v-a dat mașină, v-a dat la facultate? A vrut să facă om din dumneata? Părinții mei, în mod cert, au vrut să facă om din mine și rezultatul este cel pe care îl vedeți acum în față. Părinții mei, acum vreo aproape 40 de ani, nu s-au mai înțeles, s-au despărțit. Și eu sunt împreună cu sora mea, am fost doi copii crescuți de o mamă singură, care a rămas și este singură până în clipa de față și îi mulțumesc maimei mele pentru că Bunul Dumnezeu a ținut-o în viață sănătoasă și cu mintea pe umeri, cu capul pe umeri, astfel încât să aibă grijă de mine și de sora mea. Nu, domnul Haleț, nu ne-a dat nici mama, nici tata, nu ne-au dat nimic extraordinar în afară de iubire și de posibilitatea de a învăța. Iar că spuneați, mi-aduc aminte, eu sunt prima generație care a intrat la liceu imediat după Revoluție și mi-aduc aminte în clasa, da, n-am să exagerez, cred că în clasa 12-a, împreună cu un prieten de-al meu, primul meu job a fost să îmbuteliem briefcore la niște... Da, da, da. Când erați încă elev în liceu? Da, 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 îmbuteliam briefcore pentru că, dacă mai țineți minte pe Charlie Chaplin, când făcea el permanent la mine, era și cu piciorul, mișcam, așa plecam după 4 ore de acolo. Și noaptea în somn, da, cu da, 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 da. Dar să știți că din acei bani a fost prima mea pereche de pantalon cumpărată din piața Griviței. Eram bufanți, că așa se purta pe vremuri. Eram tare mândru. După care am intrat la liceu, am intrat la facultate, iar în timpul facultății
ca să pot să am grijă de mine, de mama mea, pentru că eu mi-am luat foarte în serios rolul de om care contribuie la bunăstarea familiei. De bărbatul casei. Da, domnul Hales, de bărbatul casei, da. De liceu? Da. Nu mi-este rușine să spun aceste lucruri, pentru că asta a fost viața și a trebuit să învăț. Te-ai dus să umpli sticle de brifcuri. Da. Doamna Rusu nu ți-a zis, măi, eu nu, stai acasă, râde lumea de noi, te vede pe acolo așa. Ce o să zică lumea? Nu mi-a spus niciodată. Mama mea a fost una dintre persoanele care m-a învățat că doar prin muncă pot să realizez ce-mi doresc eu. Și pentru acest lucru îți mulțumesc, mamă, pentru că ea m-a învățat ce înseamnă munca și că banii veniți din muncă nu va fi niciodată rușine să merg cu capul sus, orice muncă aș face. Vă mai dau un exemplu, am avut și o experiență, păzeam scutere în Mamaia. Da, am făcut treaba asta, n-am știut cum e cu insolația, până când m-am cojit și în urechi. Ai căzut jos? Da. Le-am făcut pe toate, domnul Haleț, pentru că numai așa m-am călit. De asta vă spun acum. După care am fost în vânzări, cum toată orice student respectabil muncește în timpul facultății, și am urmat pașii firești. Orice student la facultatea de marină, cred că acolo vă duceți cu gândul că veți face negoții internaționali, nu? Să știți că eu n-am mai apucat vremurile în care lumea se gândea să facă negoți, ci lumea se gândea să facă carieră. Eu vremurile astea le-am apucat. Pentru că deja lucrurile au evoluau înspre bine. Din ce în ce mai multe companii erau în România care puteau da de muncă nouă tinerilor navigatori și atunci noi ne gândeam să ne construim cariera. Românul e un bun navigator, că știu că ăștia cel preferă pakistanezi, finlandezi, tot felul de ciudățenii. Cel mai bun. Cel mai bun navigator. Puțină lume vorbește despre chestia asta. De ce? Știe limbi străine, e isteț, e băgăcios, nu-i puturos. Nu este nici puturos. Limba engleză pentru navigatorii noștri este practic a doua limbă. Pentru ei nu este nicio problemă. Iar noi avem niște competențe naturale. Noi suntem genul de oameni pe care armatorii îi iubesc. Da. Pentru că atunci când suntem la navă, noi nu mergem să ne facem doar bucățica asta și după aceea ne-am făcut bagajul. Cum fac toți? Învățați de acasă, de generații, corect? Pentru că nouă ne place să ne tratăm locul unde muncim ca pe casa noastră. Pentru că să nu uităm la navă, 24 din 24 stai și cu cei cu care nu te împaci și cu cei cu care te împaci. Este foarte, de asta v-am spus mai devreme de presiunea psihică care este pe ei, pentru că ei trebuie să supraviețuiască. Când vă spun acest lucru, îmi asum aceste cuvinte. Trebuie să supraviețuiască și trebuie să dea în același timp și performanță. Nu este îndeajuns doar să te duci la vapor ca să ai de unde să vii. Tu trebuie să te duci la vapor ca să te reangajeze. Iar pentru acest lucru trebuie să dai dovadă de performanță. Și da, vă spun sincer, românii noștri sunt cei mai buni navigatori. Și eu mă mândresc că sunt unul dintre ambasadorii lor și că am privilegiu să muncesc cu navigatori români și nu cu alți navigatori. Pentru asta la firmă sunteți ca impresari ăștia, că lumea zice, băi, ce faceți, băi, eu nu-ți rusul, tu vinzi forță de muncă, vinzi oameni, domne? Nu, domnul Haleț, eu nu vind... Eu așa am înțeles. Eu nu vând oameni, eu vând competențe. Este o mare diferență. Pentru că eu sunt într-o relație foarte apropiată cu cele două instituții universitare, cu Academia Militară și cu Universitatea Maritimă, iar eu stau de vorbă cu ei, nu numai eu, ci și colegii mei din industrie, pentru că suntem foarte multe companii care avem grijă de viitor, de jobul navigatorilor și avem un permanent contact cu aceste conduceri în care să îmbunătățim calitatea și cunoștințele navigatorilor noștri, pentru că piața devine din ce în ce mai complicată. Iar acum doar prin performanță și prin loialitate. Cuvântul acesta, loialitate, în ultimii ani a început să apară din ce în ce mai des, pentru că toată lumea își dorește să aibă angajați oameni loiali. Și să știți că loialitatea probabil este unul dintre cele mai grele lucruri în a le obține. Pentru ca să ai pe cineva să muncească pentru tine și să-ți fie loial,
trebuie să fii sigur că ești un lider pentru ei și nu doar un șef. Un exemplu, un model, un îndemn. Liderul înseamnă toate aceste lucruri. Toate astea, corect. Apropo că ați vorbit de studenți de academie, unde e tineretul ăla frumos și deștept în Constanța? Unde-s Constanțenia, domnule, care vorba dumitare? Ne mândream peste tot, ne recunoșteam pe la Predeal, pe la București. Uite, ale Constanțean, ale Constanțean. Unde sunt, domnule, Constanțenește? Ăștia mici. Păi, faima Constanței, unde sunt? O mare parte sunt în Constanța și am să vă dau un exemplu care pe mine am de fapt două exemple. M-au frapat și în același timp m-au întristat. Eu cu fiecare viitor cadet vă stau de vorbă, vreau să-l cunosc personal, pentru că el este nu numai un navigator care pleacă pe navă, este un ambasador al tuturor navigatorilor români. Pentru că, să știți că la vapor... Dacă se face de râs acolo, nu mai e nimeni, niciun cadet român. Păi da, riscul mare. Nu spune că rusul și-a făcut treaba prost. Nu, ăștia sunt români. Lucrurile astea sunt foarte importante, iar fiecare navigator își asumă această responsabilitate pe care el o are. Și cum vă spuneam, a venit la mine un tânăr care se vroia cadet și stând de vorbă cu el, pentru că eu vreau să văd puțin și background-ul, ce înseamnă pentru el să muncească în echipă, să muncească cu diferite naționalități. Și l-am întrebat cu ce o să se ocupă el. Știți ce mi-a zis domnul Haleț? Mă ocup cu combinație. Stai așa puțin. Zic, ce fel de combinație? Că eu tot aud cuvintele astea la tineri. Zic, zi-mi și mie ce combinație, că sunt tare curios, un tânăr, ce fel de combinație face? A, păi zice, iau bani de la mama, îl împrumut pe tata, iau bani de la tata, îl împrumut pe mama și zic, păi astea sunt combinațiile cu banii lui taicătu și ai maicătii? Și a zis, da, păi ce toți facem la fel. Domnul Haleț, stați așa o secundă, poate doamne, înțelegem. Eu pe ăsta îl puneam șef la direcția dezvoltare, la primărie. Nu, acest lucru nu se va întâmpla dacă ajungi dumneavoastră primar? Nu există. Păi de unde aduci bani, domnule? Primăria noastră că a ajuns rău de tot la nivel de buget. Pentru că mi-aduc aminte, spunea cineva, ăsta Mazăre care a fost înainte, că nu-i plăcea deloc acolo. El a ajuns într-o vară, nici nu se ducea pe la primărie, a avut o discuție cu ăștia acolo și a zis, bă, voi vreți să mă duc acolo și voi să trăiți bine pe lângă mine și eu să fiu singur acolo așa. Bă, a fost un moment greu, din vară până în, din 2000, din vară până în iarnă, când și-a dat seama că poate el să facă bugetul în anul următor. Hopa, că și matale, dacă ajungi primar anul ăsta, păi ești pe bugetul ăla de înainte. Care este deja public. Care este deja public. L-ai citit? E și arată pe lume. Și bă, ce a făcut? A tras două linii așa și a zis, de unde iau bani? Și cui dau? Aici de unde iau bani? Dacă putem, dăm la mai multe. Și aici cum îi dau bani la ai mei? I-a tăiat pe aia și și-a pus numai pe ai lui. Și a trăit ani de zile, domnule, îl iubea lumea pe aici. Cum să nu-l primești pe cadetul ăla care spunea că face combinații? Primăria are nevoie de bani. De unde aduci bani la primărie? Păi stați așa o secundă, înseamnă că înțelegem diferit. Când iei bani dintr-un buzunar și bagi în alt buzunar, asta înseamnă... Aia nu e niciun fel de combinație. Eu nu știu cum, într-un final, va trebui să și câștigi banii. A, banii la o familie, acolo păi, se mișca. Banii sunt... sunt tot la tine banii. Stați așa o secundă. Banii la primărie sunt foarte ușor de aduși, dacă îți dorești și dacă ești dispus să muncești pentru treaba asta. În Constanța, prima soluție pe care eu o văd, în clipa de față, platformele industriale. Pentru că primăria trebuie să fie un partener și un prieten al mediului de afaceri. În clipa de față nu se întâmplă. Au omorât ăștia orice speranță de a face economie sau industrie în Constanța. Nu o mai avem de niciunul. Păi dacă te apuci dumneata anul ăsta, le-ți fac peste 4 ani la următorul primar. Domnul Haleț, eu nu vorbeam despre Harry Potter. Eu nu sunt un vrăjitor să fac peste noapte aceste lucruri. Nu funcționează. Nu funcționează. Dar voi avea grijă ca lucrurile care se întâmplă și se întâmplă bine în primărie, lucrurile care au fost făcute bune în primărie, să le luăm și să le dezvoltăm. Pentru că trebuie să pornim de undeva. Sunt în schimb foarte multe lucruri care nu sunt în regulă în clipa de față. La ele trebuie să renunțăm. Dar știți ce se întâmplă? Trebuie să fie cineva care să își asume. Să-și asume, să renunțe la lucrurile care nu fac bine constanțenilor. Pentru că ce se întâmplă în primărie, cum bate vântul în primărie, ce decizie, cum se scoală primarul într-o zi, afectează tot acest oraș. Și despre asta este vorba. Primarul trebuie să fie la dispoziție cetățenilor, dar cred că aș porni de la un lucru foarte simplu. De la transparență. Pentru ca să fii transparent, trebuie să ai curaj
să nu-ți fie frică de ceea ce se întâmplă în primărie. Nu trebuie să ai niciun fel de party pris. Tu trebuie să... Pentru primărie contează un singur... O să vină prietenii dumitale peneliștii care să zică, eu nu, te-am ajutat atunci când aveai nevoie. Dă și mie un teren, dă și mie un job la nevastă mea. Fă și tu ceva pentru liberali. Eu nu-s noi, de-aia te-am pus primar acolo. Eu cred că peneliștii nu de asta mă pun primar acolo. Dacă eu voi ajunge să fiu candidat, sunt ferm convins de acest lucru. De mult în primărie, deci de mult... Colegii mei din PNL își doresc pentru primărie un primar și nu cineva care să facă mangle. Este foarte important acest lucru. PNL-ul asta își dorește acum, oricare ar fi candidatul. Și eu sunt convins că această paradigmă, că primarul este acolo pentru a servi... Aveți dreptate, este penelist și este omul nostru care ne va aduce faima unde vom aduce acest oraș. Nu să mergem să facem în continuare ce se întâmplă acum. Este foarte important. Știți că există în România astfel de oameni? Știu. Cum e ăla de la Oradea, care e liberal, domne. De ce nu se laudă liberalii cu primarul ăla de la Oradea, domne? Da, de zile. Cum ce se oameni? Laudă? Nu se laudă. Se laudă domnul Haleț și știți ce se întâmplă? Sunteți invidioși, domne. Ce om e ăla? Bolocan sau cum îl cheamă? Ce da, primar? Bolojan, da. Bolojan. Are chelie, e micus, așa nu-l bagă nimeni în seamă. Ce credeți că nu-l bagă Oradea? Nimeni în seamă? Nu-l văd. Ce păi frumoasă este partea cealaltă. Da. Păi să știți că noi nu trebuie să inventăm apa caldă. La modul cel mai serios, bunele practici trebuie să le învățăm. De când am văzut ce listă de primari, de ispravă, peneliști, în România, în marile orașe, m-a apucat furia, domnule, pe ăștia din Constanță. Hai de mine! Domnul Ionuț, dumneata știi în ce te bași, domnule? Dumneata știi că n-ai voie să pierzi? Da. Dacă eu voi fi nominalizat, sau oricine va fi nominalizat, n-are voie să pierdă. În mod cert. Ne asumăm acest lucru. Și vă spun și vă spun și dumneavoastră că nu va fi ușor. Am nevoie de fiecare dintre voi să ieșiți la vot și să susțineți proiectul pe care PNL vrea să-l facă. Nu mai este loc de greșeală și nu mai este loc de joacă. Ieșiți alături de noi pentru că avem nevoie de dumneavoastră. Nu va fi ușor. Nimeni nu spune că peste noapte vor veni lucruri și ce extraordinar va fi în Constanța. Dar împreună vă promit, vă promitem că vom face lucrurile să miște. Vom face lucrurile ca astfel încât ca noi să nu mai fim considerați cetățeni de mâna a doua. Iar mândria noastră de a fi constanțean va fi readus acolo unde este locul. Asta vă promit și vă promitem. Iar eu mi-asum lucrurile pe care le spun și mai ales să-mi asum lucrurile pe care le fac. Să știți că... Cine v-a învățat să vorbiți așa? Experiența de a vorbi cu străinii, să știți. A, trebuie deci, să fii convingător, trebuie să-l convingi. Da, corect, corect, corect. Da, am rezultate, da, corect. Domnul Haleț, în mediul în care trăiesc, dacă nu reușești să-i convingi pe cei care sunt potențiali... Ăla nu stă degeaba, domnule, ăla nu-i învățat să-ți dă... Nu-l interesează că mă cheamă pe mine rusul și că aș putea avea ochii albaștri. Pe-l interesează ce îi oferi și cum va fi bine... astfel încât compania lui să câștige... Eventual să câștigați împreună, care e o chestie, nu-i de moft. Chiar sunt relații. Știți ce am văzut și am admirat? Eu sunt un mare fan al orașului Hamburg, unde sunt probabil 3-4 ori pe an și unde îmi place să mă duc, să merg pe jos, să simt orașul. Este o chestie extraordinară, acel oraș trăiește. Este plin de verdeață, este plin de oameni. Oamenii, ați spune nemții care sunt posomorâți, nu sunt, am văzut și acolo, dar i-am văzut eu. Toți cu zâmbetul pe buze, foarte vesel, și farfurii pline cu mâncare, ăia rece, dar nu sunt. Dumneavoastră ați văzut că în Constanța lumea este mohorâtă. Da. Deci da. Lumea merge și cu capul în jos. Răutăcioasă, foarte răutăcioasă. Eu am învățat un lucru de la nemți cu care eu nu am fost obișnuit. Vă spun sincer. Ei când văd un lucru bun, îl recomandă și nu se gândesc stai așa că... Ăsta e de la alt partid. Nu. Te rog frumos, muncește cu el. Că o să ne fie bine la toți. Ei iau conceptul ăsta, o să ne fie bine la toți, nu doar mie. E un lucru extraordinar pe care, să știți că nu mi-a fost ușor, făcând parte din acest mediu în care toată lumea era urâcioasă, răutăcioasă, lasă că mai e la mine. Și am încercat ușor, ușor, ușor să merg pe acest drum, iar acum am înțeles de ce. Pentru că nu mai contează eu, contează foarte mult noi. Într-adevăr, este nevoie în fiecare loc de către un lider, dar liderul
Știți care e? Ați văzut oamenii care spun noi vom face și eu voi face. Nu trebuie să vă explic că sunteți o persoană inteligentă, diferența nici măcar copiilor care încă sunt în evoluție, nu trebuie să le explic această diferență. O persoană care spune eu se pune în centru atenției și nu-i pasă ce se întâmplă, o persoană care spune noi vom face este om de muncă și fiți siguri că vă va pune la muncă. Dacă treceți de impasul ăsta așa? Cu propunerea PNL-ului, eu v-aș dori chiar. Of, să sperăm că lucrurile merg bine. Veți căuta să obțineți voturi și de la PSD și de la PMP și de la alții? Veți fi primarul PNL-ului sau veți fi un primar al Constanțenilor? Păi dumneavoastră mă spuneți la întrebare. Normal că voi fi primarul Constanțenilor. În Constanța, singura politică adevărată este politica Constanțeanului. Eu așa o văd. Alegerile se termină. Au ieșit un primar PNL. Ceilalți cetățeni care au votat PSD-ul sunt altfel, sunt alți cetățeni ai altui oraș, sunt cetățenii noștri. Și să știți că va fi rolul primarului să-i convingă și pe cei care au votat PSD-ul și alt partid că de acum încolo primarul PNL-ului va fi soluția reală. Ăsta este rolul primarului, să-i convingă și pe ceilalți. Și asta se face foarte ușor, prin muncă, dedicație, perseverență și profesionalism. Nu sunt lucruri deloc grele. Dar știți ce se întâmplă când privești de afară și doar auzi aceste cuvinte permanent? Ne-am săturat, cuvinte frumoase, iar cuvinte. Dar în momentul când cineva vine și chiar face treaba asta zi de zi, zi de zi, fără weekend, fără de la ora 17 la ora 8 nu pot fi deranjat, lucrurile se vor schimba în Constanța. Eu cred cu tărie că lucrurile se vor schimba în Constanța. PNL-ul are resurse atât de multe pe care și le pune la muncă în interesul constanțenilor, încât dumneavoastră ne vom mai întâlni după alegeri și o să spui, băi rusule, tu chiar ai avut dreptate. Eu vreau să ne întâlnim după ce e propunerea de la PNL, pentru că vă dați seama, până aici am vine și am o grămadă de teme care aș vrea să le discut cu Ionuț Rusu, dar nu în faza asta, când acum trebuie doar să treacă peste nominalizarea PNL-ului, pentru că de-abia aștept să fie nominalizat de PNL și să-l mai chemăm o dată la emisiune, să-l întreb ce face cu USR-ul, ce face cu aia, ce zice, da, măleu, știți că te întrebăream, să nu credeți acum, băi, Hales, l-ai avut pe ăla acolo și nu l-ai mâncat. Nu pot, oameni buni. Ionuț Rusu este o propunere deșteaptă, îndrăzneață, șocantă a PNL-ului din Constanța, sincer, vă spun, nu mă așteptam. Adică nu-i credeam pe ăștia de la PNL în momentul ăsta să riște. PNL-ul e pe val în România, au niște scoruri excepționale. N-au avut nicio candidatură serioasă până acum să zici, mă, da, ăla, și ei s-au bâlbâit și deodată, pac, cu Ionuț Rusu, da, șocant, mare lucru. Dacă nu iese Ionuț Rusu, foarte mulți din Constanța din PNL vor fi certați. Păi ce ați ieșit, bă, cu Ionuț Rusu, nu știe nimeni de el. Nu prea vă cunoaște lumea, domnul Ionuț Rusu. De ce ați fost cu minte? Pentru că rezultate aveți. Și profesionale, și familiare, și în alte grupuri în Constanța. Sunteți un tip activ, vreți să vă iasă bine când vă apucați de ceva. De ce n-ați ieșit în activitatea politică să vă vadă? Spuneți că ați vrut să fiți primar pe cineva și care are un 3 și un 3 și 0, e buricul pământului, e mereu acolo, vrea tot timpul să fie. De ce n-ați ieșit până acum? Domnul Haleț, sunt niște pași care trebuie urmați în cadrul partidului. Iar eu, ca un navigator... Ce a spus comandantul, aia facem toți. Așa se poate altfel. Să știți că așa funcționează lucrurile. Și nu ce a spus comandantul, ce spune partidul. Pentru că acei pași, eu trebuie să mă gândesc că nu sunt singur pe lume acum. Eu nu pot face aceste lucruri singur. Trebuie să am sprijinul partidului, un lucru absolut normal. Și încă o dată vă spun, fără expertiza colegilor din partid, oricare ar fi candidatul, lupta ar fi mult mai grea. Trebuie să am sprijinul constanțenilor, unde asta ne dorim să facem și am nevoie de sprijinul, eu împreună cu partidul și partidul împreună cu mine avem nevoie de, sprijin, dar aceste lucruri nu se pot face decât împreună. Într-adevăr, am ieșit
mai târziu, pentru că eu respect ierarhia și respect deciziile care se iau la nivel local și la nivel central. Este absolut normal. Dacă vrei să faci un lucru bine făcut, trebuie să-ți asumi, reguli după care să mergi și nu numai atât, trebuie să fii sigur când te bagi în acest lucru că vei avea șansa să câștigi. Eu cred în clipa de față că împreună cu dumneavoastră, noi, cei de la PNL, suntem varianta normală și, încă un lucru ce e mai important, singura variantă pentru acest oraș. Ce se întâmplă acum în orașul nostru trebuie să schimbăm. Trebuie luat ce este bun și trebuie înflorit. Acest oraș nu mai are frumusețea de care noi să ne bucurăm. Domnul Haleț, dumneavoastră când mergeți pe stradă, mai zâmbiți? Da, știu, nu, nici mie nu-mi place. Nu, nu vreau să vorbesc eu, că nu vreau să mă votați pe mine. Păi că dacă vorbeam mai mult de... Eu nu știu, a fost frică în emisiune cu mine că o să vorbesc mai mult. Sigur că da. Mie îmi place să vorbesc și îmi place mai ales când am interlocutori serioși. Două chestii nu le-am spus astăzi în emisiune. Una că de câte ori a venit cineva cu mine în emisiune pe, care, pe drum politic a câștigat. Și de aia am luat toată întrebarea dacă știe ce să bagă. Și a doua chestie, uitați-vă la ce se întâmplă astăzi cu Orban, care este șeful PNL-ului, care este prim-ministru și care a obținut niște lucruri surprinzătoare, extraordinare. Și lumea se uită la Orban și parcă nu le vine să creadă. Oamenii se miră. Uite, bă, ce rezultate poate să face. A făcut intrarea la guvern, să menține cu guvernul. Senzația mea că tot pe cale liberală și Ionuț Rusu o să fie un fel de Orban local. Mie îmi place liderilor politici locali să le spun, eu sunt aici la Constanța, eu Ionuț Rusu, eu sunt Orban. Da, ar fi, este o mare onoare să fiu pe același eșichier cu domnul președinte Orban. Avem de învățat, de la dânsul și vă spun că nu este o surpriză domnul Ludovic Orban ce face, pentru că dânsul are toate resursele ca să ne arate și să ne ghideze către ceva ce este normal. Pentru că, domnul Haleț, am observat și eu sunt unul dintre oamenii care cred cu tărie, pentru noi normalitatea am fost atât de înrăiți, de îndobitociți, încât să ni se spună că normalitatea este ceva pusă pe un piedestal. Uitați-vă așa la normalitate cum arată. Nu, domnul Haleț. Pentru noi lucrurile normale trebuie să fie normale. Trebuie să pornim de la lucrurile normale, astfel încât să ne dorim mai mult decât normalitate. Primul lucru pe care eu vreau să vi-l aduc este normalitatea de a fi constanțean. După aceea stăm de vorbă de lucrurile extraordinare, pentru că toți v-au obișnuit să vă spună că nu este normal să fiți fericiți în orașul vostru, că nu este normal să mergeți în siguranță pe stradă, că nu este normal să aveți spații verzi. Și lucrurile astea, vi spun, vă dau eu, vă dăm noi moca, facem noi gesturile astea. Cu pixul. Da, da, din pix. Nu, aceste lucruri sunt absolut normale pentru noi și primul lucru pe care îl vom face, să aducem normalitatea. După aceea avem timp împreună și vom avea și resurse încât orașul ăsta să-l facem mai mult decât normal, să înflorească. Eu asta îmi doresc, partidul meu asta își dorește, noi toți ne dorim acest lucru. Trebuie să avem și curaj să ni le asumăm, să ne scoatem sacoul de pe noi și să trecem la treabă. Pentru că nimeni nu vine să ne dea pe tavă. Dacă dumneavoastră credeți că în continuare lucrurile vi se cuvin, ni se cuvin pentru că vrea o singură persoană și că noi acele lucruri le primim pentru că hai luați și voi, nu este așa. Noi toți le merităm, dar pentru a le și pune în practică avem nevoie să ieșim la treabă. Și aș începe cu primul lucru, să ieșim la vot. Domnul Ionuț Rusu, emisiunea asta termină de mult, știți? Băieții tot îmi fac semn să vă opresc. Am înțeles. Aveți multe de spus și multe de făcut. Vă dorim să aveți succes, să vă ajute Dumnezeu și până vă ajute Dumnezeu să vă ajute PNL-ul. Vă mai aștept în emisiune. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu. Succes. Să fie. Zicea societatea că-s proastă. O masă are patru picioare, o pisică are patru picioare, deci o masă e pisică.
Noi nu suntem liberi, ni se creează iluzia de libertate și ni se creează iluzia de fericire. Noi eram obișnuiți cu un cod civil după vremea lui Cuza Vodă. L-a folosit și Carol I, l-am folosit și noi, până mai adineau.